Dragii noștri cititori, iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, la o lansare de carte online în cadrul târgului de carte online Elephant Fest. Astăzi vom vorbi despre o noutate editorială, este vorba despre doctrina și practica spirituală la Ibn Arabi, de Ibn Arabi în traducerea domnului profesor Teodoru Ghiondea, care este de altfel și invitatul nostru de astăzi, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald, așadar Doctrina și Practica Spirituală la Ibn Arabi. Spre cartea Doctrina și Practica Spirituală la Ibn Arabi, carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, în traducerea domnului profesor Teodoru Ghiondea, care este de altfel și astăzi alături de noi ca invitat și îi mulțumim foarte mult pentru că și-a făcut timp să discutăm despre Ibn Arabi, despre această carte cu totul și cu totul specială, mai ales în această colecție minunată, Înțelepciunea Inimii. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, ce înseamnă doctrina și practica spirituală în viziunea lui Ibn Arabi? Sigur, s-ar cuveni mai întâi să spun un lucru, să fac o precizare, și anume că este o carte pe care eu personal o aștept de mult timp și am pregătit-o destul de mult timp, pentru că ea reprezintă mai mult decât o simplă culegere de texte traduse din Tasawuf recte Sheikh al-Akbar. Este mai mult decât atât. Îndrăznesc să spun că este, până la urmă, mai mult decât un eveniment editorial, este un eveniment cu impact spiritual, și am să explic de ce. Pentru că până acum ce a apărut din Ibn Arabi au apărut mici tratate, așa cum bine știm, a apărut cartea Înțelepciunii, cu alte cuvinte Fusus al-Hikam, dar sigur că mai sunt și alte mici tratate care sunt foarte importante din punct de vedere inițiatic. Și în special la Ibn Arabi, lucrul ăsta ne interesează în mod deosebit, pentru că îndrăznesc să spun că editura Herald a avut o contribuție și are o contribuție uriașă la pătrunderea, înțelegerea islamului sub acest aspect al ezoterismului islamic. Și de ce spun asta? Pentru că este pentru prima dată când a apărut la editura Herald o carte de importanță deosebită, vorba de cea lui Titus Burhard, Islamul, doctrinele ezoterice ale islamului. Iar acum, îndrăznesc să spun, după ce s-a umplut acest gol, adică dincoace de o carte care se referă în general la sufism și, sigur, prin perspectiva sau prin viziunea lui Ibn Arabi, editura Herald a venit cu o serie întreagă de traduceri, de cărți, care au umplut acest gol și au fost ca o aplicație la cartea care a apărut cu mulți ani în urmă. Dorința mea expresă și până la urmă s-a întâlnit cu intenția editorului, este important ca să prezentăm o traducere a textelor lui Ibn Arabi realizat de unul dintre cei mai mari maestri spirituali ai secolului 20 din aria sufismului, deci a sufismului contemporan. Este vorba de compatriotul nostru, de Mihail Vâlsan, pe numele său Mustafa Abdelaziz, numele său islamic, Sheikh Mustafa Abdelaziz, care de la început, precizez, nu este vorba numai de o autoritate incontestabilă într-un anume plan, ci în planul universal al islamului, recunoscut deopotrivă ca o autoritate absolută în materie de cel puțin în ceea ce privește pe Ibn Arabi. El este continuatorul, de fapt, al emirului Algeriei, Abdelkader al-Jazairi, care a fost cel care a reluat studiile akbariene, studiul textelor akbariene în secolul XIX. Continuatorul emirului Algeriei este
Mihail Volsan. Ce trebuie să facem o precizare aici. Sigur că sunt foarte multe traduceri ale textelor lui Ibn Arabi, dar eu am considerat și nu sunt singurul că din punct de vedere al rigorii traducerii textelor lui Ibn Arabi, Mihail Volsan nu are pereche. Realmente nu are pereche. Pe lângă faptul că tot Mihail Volsan, șeicul Mustafa Abdelaziz, a creat cea mai importantă, să-i spunem, școală de traducători de cea mai înaltă clasă a textelor lui Ibn Arabi, precum și altor texte. Și mă refer la patru urmași ai lui Mihail Volsan din grupul său pe care l-a format ani și ani de zile la Antony, lângă Paris, și anume Charles-André Gillis, pe care editura, cititorii noștri îl cunosc deja după traducerea cărții sale Spiritul Universal al Islamului. Este vorba de Maurice Gloton, de Michel Chodkiewicz și Denis Grill. Din cei doi nu mai trăiesc astăzi decât Charles-André Gillis și Denis Grill. Ceilalți doi, domnul Gloton și Chodkiewicz, s-au retras, ca să spun așa. Au plecat la o vârstă absolut venerabilă, peste 90 de ani. Trei sferturi din viața lor au tradus cu o rigoare demnă de maestrul lor spiritual. Aș mai vrea să mai fac o precizare și cred că este foarte importantă. Nu este o întâmplare că Mihail Volsan a ocupat un asemenea loc de excepție în spiritualitatea secolului 20, din punct de vedere, sigur, al practicii ezoterice, nu, și al ezoterismului islamic. Plecat din România și fiind în corespondență cu René Guénon, el a pornit cu dreptul și prin faptul că primele cursuri la care el a asistat ca tânăr au fost cursurile lui Nae Ionescu, o personalitate incontestabilă a filozofiei românești și nu numai a filozofiei românești. Este cel care îndrăznesc să spun că a format acea perioadă de gânditori de aur, de intelectual de aur, anii 30, din care au făcut parte, erau tineri atunci, dar au făcut parte și Mircea Eliade, și Anton Dumitriu, și împreună cu Vasile Lovinescu, Marcel Avramescu, deci sunt niște nume care fiind niște tineri, care fiind în corespondență cu René Guénon, acum știm bine ce au realizat fiecare. Deci, este vorba și de o contribuție, dacă vreți, românească la această... Pentru că nu pot să-l iau pe Mihail Volsan numai cu ceea ce s-a întâmplat cu el în Franța. Nu! Este o pregătire de aici, din țară. Și dacă adăugăm și celelalte nume pe care le-am spus înainte, de exemplu al lui Mircea Eliade, atunci vom înțelege foarte bine că este vorba de o întreagă pleiadă, că este vorba de o școală spirituală, de o direcție spirituală, de un grup de intelectuali și de o viață intelectuală din perioada interbelică extrem, extrem de interesantă, de profundă și de înaltă ca rezultat. Prin ce este cu totul remarcabil modul în care Mihail Volsan face această traducere a lui Ibn Arabi? În primul rând pentru că este o traducere cu un grad maxim de rigoare din partea unei autorități incontestabile prin gradul personal înalt de realizare spirituală. Deci este o traducere din interior. Linia lui Ibn Arabi, linia akbariană, nu a încetat nicio clipă din secolul 13 până acum. Ea nu a încetat, dar a trecut prin faze, așa cum am mai spus noi și altă dată, când am mai prezentat cărți, a trecut prin faze diferite, de la cele mai propice unei dezvoltări spirituale, până la cele, eu știu, mai puțin faste, în care au fost textele chiar interzise. Cum am dat exemplu, în Egipt, printr-o hotărâre a Parlamentului egiptean, a fost interzisă o perioadă și până la urmă s-au îndreptat lucrurile. Deci, este vorba de o traducere cu totul și cu totul autorizată. Adică este cel care știe exact care este importanța, care este
sensul exact al termenului. Pentru că, așa cum am mai spus noi și altă dată, nu este suficient să știi limba arabă, oricât de bine știi. Asta știi, până și în literatură se întâmplă lucrul ăsta, unde să spunem că variațiile de sens nu sunt chiar așa de mari, dar există nuanțe și de multe ori în inițiere nuanțele sunt mai importante chiar decât sensul inițial. Deci, asta este o calitate. În al doilea rând, este un continuatorul cel mai fidel al lui Guénon și urmașul său cel mai autorizat. În același timp, și ca urmaș al acestei purități a liniei akbariene. După aceea, modul în care el a realizat aceste traduceri este unul exemplar din punct de vedere al transpunerii ideilor, de altfel în mare parte inexprimabile. Noi am mai discutat iarăși asupra acestui aspect. Nu se poate spune totul, nu se poate spune orice, iar în materie de inițiere nu este vorba aici de cine știe ce secret. Se și spune chiar. Nu este nimic secret, totul este discret. Pentru că, gândiți-vă, adevărul inițiatic, adevărul spiritual, autentic, el se transmite oral, pentru că se transmite și cu un aport al influxului spiritual, al influenței spirituale care vine de sus. Prin urmare, este important ca hârtia pe care este scris un text să poată fi însoțită în același timp și de cineva în care să ai încredere și pe care să poți conta atunci când tu citești textul respectiv. Pentru că altfel, lăsat la doar așa, cum să spun eu, la voia întâmplării într-o oarecare măsură, cineva care este de pregătire, de formație filozof, ar înțelege ușor modificat textul respectiv. De ce? Pentru că toată perspectiva lui spirituală este una particulară, de punct de vedere filozofic. Ori aici termenii nu corespund exact cu cei din cu același termen din perspectiva ezoterismului islamic sau al spiritualității. Apoi, traducerile lui Mihail Vulsan sunt extrem, extrem de complexe. Aș spune și am spus-o de multe ori, este o adevărată școală de cum trebuie realizată traducerea unui text spiritual. De ce? Pentru că notele lui, care într-adevăr sunt dense, sunt voluminoase, sunt extrem de cuprinzătoare, ele solicită cititorului o atenție sporită și cititorul va avea acest privilegiu de a pătrunde în cutele problemei, ca să spun așa, adică în cele mai mici detalii. Îți dă posibilitatea această traducere să mergi pe aceeași posibilitate de pătrundere, dar cu grade diferite, nu? Și celui care este un intelectual doar interesat de această, pur și simplu interesat de această spiritualitate, dar și chiar unui inițiat care are nevoie de această mergere pe cale, cum spunem noi, ca să îi se lumineze din ce în ce mai mult ceea ce simte, ceea ce gândește și ceea ce face. Prin urmare, gama este foarte largă a acestor traduceri pe care le-a realizat. În acest volum vom găsi, pe lângă mici tratate, de obicei ele sunt tratate, sunt numite mici nu pentru importanța lor, ci pentru volumul lor. Ori noi știm că și esențele prețioase se țin în recipiente mici. Da. Sunt, de exemplu, Cartea Numelui de Maestate Allah sau Cartea Extinției în Contemplație sau Cununa Supușilor. Sunt texte, sunt tratate de volum mic, dar cu o foarte mare intensitate spirituală și mai ales ceea ce dumneavoastră ați întrebat la început. Nu este vorba numai de o prezentare a doctrinei, ci este vorba de o prezentare a practicii spirituale. Pentru că, de exemplu, în Cununa Supușilor ți se arată care sunt modalitățile practice de apropiere de adevăr, care sunt condițiile pe care trebuie să le întrunești ca ție adevărul să ți se poate dezvălui. Și atunci, vorbind despre sete, însingurare, foame și sărăcie,
în sensul simplu de lipsire, de tăiere, de secționare a tuturor acestor legături între noi și lumea manifestată, care de obicei ne îndepărtează sau ne obligă la o oarecare reținere față de adevărul spiritual suprem, atunci sigur că acestea sunt detalii, dacă vreți, extrem de importante și iarăși trebuie precizat că ceea ce citim în aceste texte nu permit o abordare autodidactă. Adică nu este de recomandat ca cineva să încerce, fără, în cazul în care înțelege suficient, să încerce să practice așa ceva. Practica inițiatică nu se face decât în prezența unui maestru spiritual. Pentru că el te cunoaște. El știe care sunt disponibilitățile. Asta reiese foarte clar din aceste texte. Am ales aceste texte pe care, sigur că eu le-am parcurs de multe ori în foarte mulți ani, pentru că de fiecare dată, și ăsta este întotdeauna privilegiu când citești un text spiritual, niciodată nu este același. Textul scris, literele sunt aceleași, propozițiile sunt aceleași, frazele sunt aceleași, sensurile sunt schimbate în funcție de locul în care ai ajuns pe această cale, pe acest drum al vieții tale, în care încerci cu toată sinceritatea și cu toată strădania ca să ajungi la adevăr. Deci, este importantă cartea, aș mai spune, și pentru altceva. Editura a dat posibilitatea să prezentăm un tratat care a fost de multe ori comentat pro și contra din multe puncte de vedere. Nu cred că este important lucrul acesta. Până și paternitatea lui este discutată, și anume unii sunt de părere că acest tratat al unității este spre sfârșitul, la sfârșitul volumului, este un text scris de Ibn Arabi. Șotievici, de exemplu, afirmă răspicat că acest text este al altui spiritual, dar pe aceeași linie acbariană, și anume a lui Baliani. Eu nu am pus mare importanță sau n-am dat mare importanță acestui fapt. Și cred că este destul de clar de ce. Pentru că ceea ce este important este textul. Și știu că textul acesta vine pe linia acbariană. Verificat de mine mai puțin, pentru că, sigur, eu sunt mult mai mic, dar de cei care au un cuvânt foarte serios de spus, este cert că este un text acbarian prin consistența lui. Notele pe care eu le-am făcut la acest tratat al unității recunosc că sunt destul de mari, că sunt destul de dense și au trimiteri foarte multe. Dar ele sunt necesare, pentru că textul acesta este un text, cum să spun, care creează, are multe formulări paradoxale, creează o stare de surprindere totală, și atunci am considerat că este normal, că se cuvine ca textul, ca traducerea să fie însoțită de unele note. Această traducere eu am făcut-o după mai multe, noi n-am făcut nici editura, sigur, nu trebuia, și foarte bine a făcut că nu am făcut prea multe precizări, n-am scris prea mult despre acest lucru, dar textele au fost comparate de mine și este, din punctul meu de vedere, traducerea în limba română, cel puțin, traducerea cea mai potrivită, având în vedere că este la sfârșitul acestui volum unde apare pe prima pagină Ibn Arabi. Deci responsabilitatea este totală. Notele pe care le-am făcut, spuneam, sunt dense, sunt destul de mari, destul de voluminoase. Ele fac referire la o altă tradiție extrem de importantă, și anume la tradiția hindusă, de foarte multe ori. Și avem din nou în acest text această idee fundamentală pe care o găsim în opera lui Guénon, că toate tradițiile, absolut toate tradițiile, sunt circumstanțiale ale tradiției primordiale. Aceasta este dovada. Acest volum se încheie cu o mică contribuție a mea. Au fost foarte multe discuții despre ceea ce numim realizare metafizică. Și bineînțeles că în ceea ce privește islamul, aici a fost o problemă, pentru că cei cu care eu am stat de vorbă pe parcursul timpului
și-au manifestat oarecum mirarea că vorbim de realizare metafizică în islam, islamul fiind totuși o religie personalistă. Sigur că este un mod de abordare, adică mirarea aici vine, aș spune eu, dintr-o neînțelegere totală, profundă, a operei lui Guénon. Nu există formă tradițională particulară să nu aibă această măduvă, acest temei metafizic, ezoteric. Nu există așa ceva. Orice tradiție are o parte sau are o viziune, poți să o abordezi exoteric sau ezoteric. Dacă nu ar avea această pătrundere totală care să, în zona în care se unesc toate tradițiile, ea ar fi o formă fără fond. Ori fondul ei, tocmai acesta este. Și asta m-a făcut ca la un moment dat, după o serie întreagă de discuții cu diferite persoane, și aici și în altă parte, să scriu ceva despre această realizare metafizică în islam și eu cred că această îndrăzneală mea de a o pune la sfârșitul cărții a lui Ibn Arabi, pe care apare numele lui Ibn Arabi, este și o dovadă de respect și de admirație și, dacă vreți, și fascinație pe care am avut-o toată viața sau de când am cunoscut opera lui Ibn Arabi pentru Ibn Arabi. Aș mai face o mică precizare, care cred că ar trebui să fie reținută, pentru că eu la începutul argumentului care deschide acest volum scriu următorul lucru, că dedic acest volum pe care eu l-am pregătit și l-am îngrijit lui Vasile Lovinescu. Pentru că Vasile Lovinescu n-a fost numai prietenul cel mai bun al lui Mihail Vâlsa. A fost pentru mulți dintre noi un adevărat șaih în sensul spiritual al cuvântului. Este cel care a fost recunoscut și este recunoscut, și o spun în cunoștință de cauză, a fost și este recunoscut în mediile sufite din Occident, din Franța în special, este recunoscut, dar ceea ce este extraordinar este că Vasile Lovinescu, prin toată opera sa, care acum este cunoscută, prin toată opera sa, a făcut o aplicație pe spiritualitatea românească a operei și învățăturii lui Guénon absolut admirabilă. A deschis niște porți pe care nu știu altfel cum și cine le-ar fi putut deschide. Despre creangă, despre istoria noastră, despre folclorul românesc. Vine din aceleași suși, vine din aceeași sursă de unde a pornit și Mihail Vâlsan. Eu cred că îi se cuvine și cu toată venerația îi dedic acest volum pe care l-am îngrijit lui Vasile Lovinescu, pentru că lui datorăm enorm și sunt foarte mulți tineri în România care astăzi știu, și datorită efortului editurii Herald, și datorită altor edituri, dar mai ales oamenilor care l-au scos în prima linie, opera lui Vasile Lovinescu, repet, de aceeași intensitate cu efortul intelectual și spiritual al lui Vâlsan, și astăzi, cine vorbește de spiritualitatea românească, are o viziune mult mai largă și nu pot să nu-l amintesc aici pe Florin Mihăescu, care nu mai este printre noi, pe doamna Roxana Cristian, doamna doctor Roxana Cristian, care încă merge la Fălticeni și aduce un omagiu în fiecare an lui Vasile Lovinescu, și sunt mulți, mulți alții care au cunoscut opera, au îngrijit opera lui Vasile Lovinescu și care, repet, este extrem de importantă pentru a înțelege și aceste lucruri, care, sigur, am spune prima dată că țin exclusiv de islam. Nu, țin de spiritualitate. Și, o repet, a nu știu câta oară, este imposibil să cred că cineva care are o viziune completă asupra tradiției abrahamice
poate să treacă nepăsător pe lângă una din celelalte două, el făcând parte din tradiția abrahamică. Fiind creștin, nu se poate să nu vibreze la înțelepciunea islamului sau la înțelepciunea cabalei. Nu se poate să nu vibreze la ea, pentru că este o singură apă din același izvor. Și așa că este aproape de neînțeles cum încă mai apar, cum să spun, distorsiuni, încă mai apar mici conflicte, polemici. Eu sper că acest efort admirabil al editurii Herald să atenueze măcar toate aceste, să le spunem, mici disconforturi, dacă vreți, culturale, spirituale și în general, sigur, culturale în sensul că fac parte din viața noastră de zi cu zi, viața cărții, nu? Pentru că altfel ne privăm de o înțelegere corectă și amplă a propriei noastre tradiții. Dragii noștri, am vorbit astăzi pe marginea unei noutăți editoriale, Doctrina și practica spirituală la Ibn Arabi, în colecția Înțelepciunea inimii, în traducerea domnului profesor Teodoru Ghiondea, care a fost de altfel și astăzi alături de noi ca invitat pentru acest material. Bineînțeles că era cumva firesc și normal să invocăm și numele acestor mari personalități spirituale precum Mihail Vâlsan, Vasile Lovinescu, René Guénot. Noi ne vom da întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, această carte despre care am vorbit azi o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Până atunci, să avem o zi minunată, o zi binecuvântată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!